Ai două trăsături distinctive. Din exterior, pare încrezătoare, dar în interior ești plină de nenumărate îndoieli și temeri. Uneori te afișezi ca un intelectual, înzestrat-o cu un adânc bun simț, și uneori un aspect sensibil și detașat dezvăluie partea spirituală a naturii tale. Intuiția naturală lucrează împreună cu mintea analitică, sintetizând informațiile primite. Combinația neobișnuită de mentalitate științifică și temperament poetic este sursa admirației tale constante pentru tainele vieții. Râsul este o stare naturală pentru tine, ești înzestrată în mod natural cu o abilitate strălucită de a încărca pe alții cu bucurie. Și totuși, este imposibil să joci o comedie fără să știi semnificația mare a tragediei și a tristeții autentice, așa că tu ești pe deplin conștientă de acest lucru. Tu știi că un zâmbet bun este un fel de medicament care este foarte util în situații dureroase, însă mai știi că durerea și bucuria sunt uneori inseparabile și, prin urmare, este mai ușor să te adaptezi la circumstanțele care se schimbă rapid. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: inflexibilitate, asumarea responsabilității pentru tine, energie explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte. Elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru agitație. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa ta de tact, integritate. Tu afișezi încrederea și calmul, dar trebuie spus că aceasta este doar o mască. De fapt, îți este foarte frică de înfrângeri și eșecuri. Tu demonstrezi de asemenea inconsecvența naturii tale, prezentând de logica și inteligența propriei lumii exterioare, apoi reverie, vis, poezie. Tu combini puterea intuiției și a rațiunii. Poți fi atât om de știință, cât și poet, deci puzzle-urile vieții te atrag mereu. Ceva în tine poate fi foarte înțelept, dar de regulă poți suferi de propria ta lipsă de viziune. Bucuria ta excesivă, deschiderea și generozitatea nu-ți sunt întotdeauna benefice. Urmând calea altora, adesea ignori posibilele consecințe negative ale măsurilor luate. Fiind conștientă de cele mai mici detalii ale ceea ce se întâmplă, tu adesea faci greșeli în concluzii și judecăți. Aceste erori pot fi pline de mari pierderi materiale. Tu nu numai că tratezi cu înțelegere visele și aspirațiile celor dragi și ale prietenilor, dar tu însă-ți par să fii în mod constant cu capul în nori. Cu toate acestea, fanteziile tale nu pot fi numite deloc inactive. Ai talentul de a transforma visele în realitate. Ești o muncitoare reală, capabilă să faci progrese în orice întreprindere. În mod normal ești dedicată familiei tale. Cu toate acestea, când te confrunți cu alegerea între propriile tale dorințe și dorințele unui soț, nu vei ezita să preferi prima variantă, spre marea dezamăgire a celui iubit. Ai apărut la lumină în această zi, ca și cum ai fi reglat un anumit val muzical, dar melodiile care sună din el sunt umplute cu un secret pe care doar tu îl poți înțelege.
Gânditorul tău este vocea interioară, care îți oferă o înțelegere filozofică a vieții. Cu toate acestea, adevărata tragedie pentru tine este că această voce interioară se poate transforma într-o subjugare excesivă, deoarece duce la separarea de realitate. Și totuși, tu auzi nu numai vocea ta, ci și vocile altora. Un simț înalt de compasiune te însoțește întotdeauna prin viață. Adevărat, uneori pierzându-te în idealismul excesiv, poți ignora nevoile celor dragi și te poți dovedi numai prin natura ta. Cu toate acestea, în cele din urmă, oamenii din jurul tău nu se supără pe tine, tu cauți cu ușurință iertarea, pentru că tu însă-ți ierți cu bunăvoință pe alții. Poate că ar trebui să înveți cu adevărat harul și ușurința de neegalat cu care întâlnești orice probleme în viață. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, curaj, activitate și întreprindere, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 16 aprilie soarta ta? Ai o natură complexă și inconstantă. Starea ta de spirit este schimbătoare și este imposibil de ghicit în ce direcție se va schimba în următorul moment. Acest lucru se datorează faptului că ești hiperactivă, ceea ce te face să experimentezi aproape totul prin propria ta experiență, făcând astfel imposibil să te abții la un singur lucru. Aceasta îți întărește viața cu evenimente extraordinare, întrucât ai tendința să schimbi nu numai sfera intereselor, ci și locul tău de reședință. Ești incredibil de fermecătoare. Datorită concepției originale asupra lumii și a abordării creative a tuturor lucrurilor, tu poți să înțelegi pe alții cu poziții și speranță mai bune. Pentru zâmbetul tău, încurajator, fascinant și cel mai important întotdeauna sincer, ți se iartă cu adevărat totul. Există situații în care poți arăta înțelepciune, dar cel mai adesea ajungi să devii victima propriei percepții. Tu ai o altă trăsătură remarcabilă, întâmpind bucurie și eșecul, și diverse probleme de viață cu o valoare maximă, adică panică și vanitate, dar nu pentru tine, ci forța minții, sănătatea și credința într-un viitor luminos. Aceasta este exact pe ceea ce se bazează percepția ta asupra vieții. Valorile familiei sunt pe primul loc, confortul în casă și bunăstarea rudelor sunt pentru tine de fapt foarte scumpe, deși există aici capcane. Lucrul este că tu trebuie să aibă un spațiu personal, care în niciun caz nu ar trebui să fie încălcat chiar de rudele foarte apropiate. Și dacă există o alegere între propriile tale interese și cineva din familie, vei alege propriul interes, în ciuda faptului că vei jigni sau dezamăgi pe cei dragi. Originalitatea și complexitatea caracterului tău nu te împiedică să ai la mână în mod literal orice persoană care este în preajma ta în orice moment. Toate acestea se datorează uimitoarei tale viziuni asupra lumii, pe lângă faptul că ești atentă la ceilalți. Generoasă și deschisă la comunicare, îți este mult mai ușor de relaționat cu tot felul de probleme de viață și dificultăți. Foarte des asculți de o anumită voce interioară, care crezi tu, îți dezvăluie sensul vieții filozofice. Dar o astfel de susceptibilitate la influența vocii te poate îndepărta de realitate, așa că este mai bine să rătăcești mai puțin în nori, mai ales că în realitate poți dezvolta orice angajament și poți câștiga încrederea altora. Dragoste și compatibilitate. Cu o astfel de natură schimbătoare, poți fi numită o persoană de dispoziție, dar în relații romantice te comporți extrem de precaut. Cu toate acestea, dacă te poți relaxa și îți permiți să te deschizi, poți deveni un partener romantic și de încredere. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești,
care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Înțelepciunea ta se manifestă prin faptul că percepi viața în mod filosofic și în orice moment ești pregătită să întâlnești atât bucuria, cât și întristarea. Tu apreciezi cu adevărat simțul umorului și puterea zâmbetului, întotdeauna ești fericită să faci oamenii să râdă și să se înveselească, dar în spatele acestei bucurii întotdeauna simți tragedia ființei, nu uiți niciodată de ea. De aceea, durerea sau nenorocirea ar cade pe tine ca zăpada pe capul altora, în toată viața ta te pregătești în secret pentru tine însăți. Ar părea o abordare foarte înțeleaptă a vieții, însă uneori faci greșeli stupide în concluziile tale, chiar dacă ai toate informațiile despre situație. Ești prea deschisă, încrezătoare și întotdeauna gata să vii la ajutorul altora, încât uneori ești folosită de ticăloși. Tu ești capabilă să renunți voluntar la o șansă rară de a avea noroc. Nu poți întotdeauna să înțelegi situația cu câțiva pași înainte și să anticipezi pericole iminente, deși intuiția ta este foarte bună. Te poți număra printre cele care nu pot calcula corect venitul sau cheltuiala banilor, motiv pentru care te afli adesea într-o situație materială dificilă. În special te poți realiza cu succes în muzică, teatru, sănătate și boli. Te-ai născut cu o sănătate excelentă. Pur și simplu, nu dai sănătății nici cea mai mică atenție. Cu toate acestea, starea ta psihologică este cea care inspiră cea mai mare îngrijorare. În ceea ce privește dieta, nu ți este interzis să fii omnivor. Deși sănătatea și apetitul excelent sunt factori extrem de pozitivi, este necesar să examinezi mai atent valoarea nutritivă a alimentelor consumate. Nu ar trebui să mănânci aleatoriu sau prea mult, nu va duce niciodată ceva bun. Soarta și norocul. Te-ai născut cu un caracter complex, ești capricioasă și adesea prezinți încăpățânare inutilă. Nu este posibil să fii convinsă, chiar dacă tu însăți înțelegi că te înșeli, încă vei sta în picioare. Creezi o mulțime de probleme, împingi oamenii departe de tine. Îți place să călătorești, să-ți schimbi locul de reședință, ești incoerentă. Ai un magnetism de-a dreptul magic, dar nu ai întotdeauna suficientă perseverență și răbdare pentru a finaliza ceea ce ai început să faci cu entuziasm. În viața ta, sâișuri și coborâșuri sunt posibile, poți schimba adesea ocupația, nu vei putea decide pentru multă timp ce ai prefera. Ce vei face în viață, în special în anii maturității, depinde numai de tine. Sau fără bucurie, sau plină de bucurie și de comunicare cu rudele, cu cei dragi. Ceea ce este de remarcat în destinul tău este ușurința cu care îți trăiești viața, întâlnind atât bucuriile, cât și durerile, cu o inimă la fel de deschisă. Sfaturi pentru tine. Nu ești deloc prietenă cu lenea. În ciuda reveriei tale, lucrezi foarte mult și ești destul de capabilă să-ți aduci la realitate visele. În general faci o impresie de femeie excentrică, puțin plecată din această lume, care cunoaște secretele universului, care se gândește constant la ceva al ei. Prin urmare, trebuie să te asiguri cu atenție că nu te vei distra prea mult în lumea reală, să-ți amintești de viața pământească practică. Ești întotdeauna foarte compasională față de ceilalți și ești gata să-i ajuți într-o perioadă dificilă. Cu toate acestea, idealismul tău este uneori capabil să-ți joace o glumă crudă. Lasă în urmă trecutul și privește către viitor.
Fii atentă la cei care pot profita de bunătatea ta. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.